Categorie care îi premiază pe cei care au părut să aibă toată lumea la picioarele lor, dar au eșuat acolo unde absolut nimeni nu se aștepta. Pentru acest premiu avem nevoie de un nume foarte important al fotbalului românesc care să ofere acest premiu. Dar o fi Mateuț al lor, dar Natalia este a noastră. Natalia Mateuț! Fița roșie! Vine să decerneze premiile fiica lui Dorin Mateuț, care a fost, a câștigat gheata de aur. Da, a câștigat gheata de aur, a dat cele mai multe goluri într-un campionat, deci asta se dă pe Europa, ca să știi tu. Foarte bun fotbalist. Bună seara! Bună seara, ce faceți? Bine! Ca și când. Da, știți că de obicei eu sunt chemată la evenimente pentru cine sunt eu. Dar da, astăzi am înțeles că m-au chemat pentru cine a fost tata. Logic. De ce? Păi, nu, da. Nu am cum să nu fiu foarte recunoscătoare și mândră de treaba asta. Corect. La început, lumea a crezut despre mine că sunt așa, fata lui tata. Și mi-am dat seama că anii au trecut și cred în continuare fix același lucru. Doar că ce crezi? Mie fix nu mai îmi pasă deloc de asta. Bravo! Emancipare! Mulțumesc, mulțumesc! Hai să facem așa. Hai să vedem și nominalizările pentru această categorie. Hai să ce le zici? Vedem. Da? Aici. Și bineînțeles, există și un câștigător în această seară. Câștigătorul Dinamo clar. Suspans. Dinamo suspans, clar. Suspans, da. Tensiune, vă rog, publicul, tensiune. Hai. Dinamo! Pe Dinamo! N-ai mai cum să nu dai premiul ăsta echipei Dinamo. La pauză 4-0 și apoi să-ți dea Roberniță. Că atunci de la Foresta. Să-ți dea Stengroa pe 5-4 la final. E de SF. Gianni! Vreau să vă zic ceva. Pe Dinamo nu mai poate ridica nimeni, din păcate, de unde este, dar premiul în această seară poate fi ridicat de însuși Gianni Chirita! Ui! Gianni a fost simpatic și e un om cu o carismă aparte, atipică pentru un fotbalist. Se vede că a lucrat în niște producții și în niște televiziuni, a mai fost pe aici pe acolo, că știe mai mult ce înseamnă acum, în ultima parte a vieții lui. E mai mult așa om de televiziune. Da, e are o prezență, are o carismă și să știi că a fost și un fotbalist foarte bun. Adică dincolo de asta. Da. Adică puțin fotbaliști vezi carismatici cum precum Gianni. Dragul premiu, da? Ăsta pentru ce este premiul ăsta? Pentru că ai câștigat. Hai ce? Să te pup, vino faci. Ca de la un câine la un câine, așa. Am înțeles. Te las. E lasă-mă. Momentul tău. Hai bravo. Că nici nu am emoții, ok, bravo, te Nati. Pup. O seară mulțumesc. Frumoasă. Pa, pa. Stai să nu stau cu ăsta mână. Hai să vă zic și de ce am avut intrarea aia, Rolando. Nu da. Ronaldo, Rolando. Mi-a zis un prieten, zice, bă frate, tu zici că ești Ronaldo în varianta low cost. Bă, vreau să încep prima oară ca să ne încălzim, vreau să încep așa să vă zic despre mine câteva cuvinte. Eu am senzația că sunt un băiat inteligent. Și eu. Aici termină. Stai. Ascultați-o pe asta. Jucam la Dinamo acum 1950 de ani și eram în cantonament. Și acum aveam o ședință tehnico-tactică, Chelu 4-4-2, 4-3-3, 4-2-3-1, Natanticu 4-1-4-1, ai înțeles, da? Da, da, înțeleg. Da? Da. Și acum ședința asta a durat puțin mai mult decât trebuia și acum m-am lăsat și eu puțin așa, sprijinit. Înțelegi? Și atunci Cornel Dinu a zis în felul următor: Gianni, dragă, nu mai sta așa pentru că dai senzația că gândești. De 24 de ani tot am senzația asta că eu gândesc, adică mi-a prins bine. Acum, na, ca și tactică de joc, vorbim de Dinamo. Sincer vă spun, mă uit la voi, dacă aș fi antrenorul lui Dinamo, primul pe care l-aș lua în echipă ar fi Chelo. Vă spun de ce și nu vorbesc, nu glumesc acum. Înalt este, inteligent este, agresivitate avem. Are. Capitan de echipă, fundaș central la Dinamo. Bravo! No, niciodată fundaș. Ba da, ba da, acolo ești, acolo, n-ai cum.
Eu nici nu știu cu mingea. Nu, ești lemn de exact ce trebuie pentru Dinamo, o agresivitate. Lemn de cruce, vă ajut, Dumnezeu e cu noi. Așa, bun. După care, pe Bordea, cu siguranță l-aș pune la creație. Rezervă. La creație, tactic, nu. Tactic. Nu, la creație, la mijlocul terenului. Aruncă trandafiri pe teren, se panichează echipa adversă. Așa. Nathan Ticu, revenim și la tine. Da. Pe tine te-aș lua să te pun fanion dreapta. Bun, bun. Și cum fluturi. Nu, serios. Că ți se fâlfâie. Nu, serios, tu n-ai față de fotbalist, tu ai față de suporte de la care să dă cu orice echipă. Așa e. Deci nu ai cum să joci fotbal. Am treptate chelul? Nu știu. Eu am fost pe teren la Petrolul Ploiești cu Sportul Studențesc. Atât. Atât. Și pe Delia? Delia, după ce am câștigat noi trofee, după ce am face echipa aia frumoasă pe care am avut-o noi și am câștigat trofee, clar să vină să ne cânte, să ne facă și imnul. Bravo! Și acum vine partea aia frumoasă. Ce pitbull, ce rottweiler eram noi pe vremea noastră și pe vremea mea. Azi au mai rămas doar câțiva labrador de aia prietenoși. Din păcat. Acum am revenit în Liga 1 și jucăm frumos. Doar că nu avem noroc. Nu avem noroc să întâlnim echipe mai slabe. Domnilor, dar zic altceva. Să fim pe pozitiv. Acest premiu pe care îl primesc cu inima deschisă, la fel de deschisă ca scaunul de antrenor de la FCU Craiova. Mamă. Că știți acolo etapa și antrenorul. Așa e. E ok. Este o surpriză. Chiar nu mă așteptam să câștigăm noi acest premiu. Dinamo Foresta, ce meci de infart. La propriu. A fost record de apeluri la cardiologie de la casele de pariuri. Cum să pierzi 4-5 după ce ai condus cu 4-0? E ca și cum pleci din București spre Pitești și când mai ai 5 km până să ajungi, se întoarce strada, autostrada invers și intri tot în București. Bă, se mai întâmplă și chestii din asta. Până la urma urmei am luat 4-5, dar am dat și 4. A, bravo! Nu? Am și dat, am și luat. Azi doar luăm. Mai mult mergem pe teren. Eu nu știu exact dacă au venit să joace fotbal sau au venit doar să-și facă numărul de pași. Acum vreau să-i felicit și pe ceilalți nominalizați, mai ales pe FCSB, care a pierdut meciul cu Farul și campionatul în câteva minute. N-am trăit așa două minute minunate în viața mea nici cu o femeie. Acum, sincer vă spun, sper că nu s-a supărat nimeni, cu umor reușim să mergem mai departe și chiar să trecem peste supărări. Eu le doresc tuturor echipelor de fotbal să continue să-și facă treaba cu pasiune ca să aducem cât mai multă bucurie oamenilor acasă. Vă mulțumesc din suflet! Luptă Steaua! Nu, stai calm, stai, nu te lua de el! Am ținut cu Steaua toată copilăria mea! Uite ce... Hai, lasă-l! Și el l-a ținut cu Steaua! Dar mai, băi, e o glumă, e umor, aici e umor. A, nu e? E umor, nu sunt FCSB. Ai un milion? Bine, Chelu. Îl dau două. Răspună, mă! Foarte simpatic, s-a scos, m-a și alergat. Mă rog, s-a luat un pic și de mine. Mi-a zis că pe mine m-ar lua pe post de fanion, în echipă. Și de-aia am și țigat, hai Steaua. Și m-a alergat prin platou. Gata. Ți-a fost greu să citești textul ăla? Băi, având în vedere despre cine a fost vorba? Mi-a fost greu, dar știți foarte bine că îmi place să râd, am simțul umorului și tocmai de asta vreau să râdem cu toți, să luăm și partea bună. Să primim partea plină a paharului. Exact. Băi, Gianni, bravo, te-ai descurcat. Mulțumesc. Excelent. Bă, îmi cer scuze, am avut emoții, e normal. Nu s-au simțit emoțiile, nu s-a simțit nimic. Serios.